Meteorologii au emis o avertizare cod galben de caniculă și disconfort termic pentru perioada 22-23 iulie, fiind anunțate temperaturi de 35-38 de grade în județul Hunedoara, dar și în alte zone din țară. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, mâine și poimâine vremea va fi călduroasă în toată țara, caniculară în Crișana, Banat, Oltenia, Muntenia și local în Transilvania și Moldova, unde se vor înregistra temperaturi maxime de 35-38 de grade, indicele temperatură umezială depășind local pragul critic de 80 de unități. În aceste zile în care valul de căldură va cuprinde aproape toată țara, specialiștii recomandă consumarea între 2 și 4 litri de lichide pe zi și evitarea pe cât posibil a ieșirilor la soare.